Gruparea specializată în afaceri ilegale cu țigări era constituită din 33 de români și ucrainieni. Aceștia erau urmăriți de câteva luni de zile, dar abia astăzi au avut loc descinderile. 36 de locuințe din județele Suceava, Neamț, Iași, Constanța și Ilfov au fost percheziționate și 20 de persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru audieri, urmând a fi dispuse măsurile legale. Membrii grupării sunt suspectați că ar fi introdus ilegal în România, prin Suceava, 325.000 de pachete de țigări din Ucraina. Pentru a-și duce la îndeplinire planul, aceștia au fost ajutați de un subofițer de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, sectorul Poliției de Frontieră Brodina. Prejudiciul produs de membrii grupării a fost estimat la peste 1,1 milioane de dolari.